Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5. După destul de mult timp am mai filmat și eu ceva, pentru că știți, am avut clipurile alea cu Hitman și n-am mai filmat de foarte, foarte, foarte mult timp. Dar de această dată avem câteva multe chestii noi și eu vreau să fac un clip ceva anul ăsta, la plajă, dar, hei, m-a sunat Paige, prietena, nu știu cine, al Lester, că s-au băgat cel puțin două chestii, nu știu, cred că s-a băgat și un DJ nou, dar, ca idee, s-a băgat opresor în K2 și chestia asta, așa că vom lua întâi chestia asta. Oai, atâtea culori, în sfârșit, măcar în sfârșit pot să am ceva colorat. Încă un camion, desigur, pentru că n-aveam destule camioane, știți și voi. Portocaliu arată interesant. Și așa. Uite, așa arată, fain. Bun, interior. Shit. Nu. Habar n-am. Zici că e cobblestone-ul din Minecraft? Asta e cobblestone-ul, că mă amețește în cuie. Nu știu. Sincer. Așa, ok. Bun. Wow. Ok. Drone. Trebuie să avem drone, lol. Weapon normal. Cred că sunt mai arme noi, cel mai probabil arme noi. Special Red Vehicle Workshop normal și vom da 3 milioane și pe nebunia asta, pentru că de ce nu? Nou contact, adică Paige. Bun. Acum hai să facem, deci noi din nou la Warstock și vom lua MK2. Motocicleta asta minunată, asta nu putem să o luăm așa. O băgăm în Office Garage 2, e plin Office Garage 3. Pentru că de ce nu? S-a mai băgat ceva nou? Da, s-a băgat și avionul ăsta, dacă vreți scrieți, avem un clip, bla 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 bla. Prea multă vorbăraie. Pe lângă chestiile astea minunate, am să vă anunț încă o chestie la fel de interesantă. Voi fi plecat 3 săptămâni din București, ceea ce înseamnă că orice aș vrea să încarc, nu, pentru că nu o să am cum. O să încerc totuși să apară un challenge ceva de la munte, pentru că la munte mai stau mai mult și atunci o să-mi iau și laptopul și să fie cineși care n-a filmat la mare. Da. Mă gândeam eu să fac un challenge, dar asta rămâne de văzut, îmi scrieți și voi în comentarii. Da. S-a blocat creierul. I've set the nerve center up in your truck and we're ready to go. Access the back of the terabyte and I'll get you on the comm system to explain some things. And don't worry, I'll explain them slow. Aici că o să-mi explice încet. Dar stai, unde trebuie să mă duc mai exact ca să iau chestia asta? Sau e bun asta în office? Mă rog, bun, hai să vedem ce misiuni, ce nu știu ce putem să facem astăzi. Da, deci voi fi plecat cam două săptămâni jumate, gen mâine, când vedeți voi clipul ăsta, adică astăzi, cum ar veni. La 6 dimineața, eu am plecat din București, plecat la mare, habar n-am unde merg la mare, merg cu un prieten și habar n-am unde mă duc. Rămâne de văzut, oricum ideea că o să mă distrez, bla bla bla. Bă, și dacă primii mă vedeți pe la mare, pe aici probabil știți majoritatea cum arăt. Dacă vă trece prin vouă, prin cap să, nu știu, stăm la o țigare, ceva, mă rog, dacă fumați, să bem o bere, dacă aveți peste 18 ani, da, eu n-am peste 18 ani, dar, nu mă ați exemplu, eu sunt un ratat, înțelegeți? Eu sunt un ratat care s-a gândit să facă un clip video foarte random, așa că, da, mergem la club, nu știu dacă la club mi l-a băgat, dar sper că la club. Îmi doresc la club, că altfel n-am chef să-l caut. Aolea, unde naiba mă mai duc? Nebunesc. Ăsta e un camion aici. De ce e un camion aici? Habar n-am. Bun, hai să vedem. Intră fă în club, așa. Da, nu știu dacă m-am spus altfel. Dacă vă place chestia asta, încerc eu să o fac aici, lăsați și un like acolo, dar dacă vreți să mă ajutați mult mai mult, dar un share și un subscribe dacă sunteți noi, m-ar ajuta la fel de mult. Nu știu ce am atât de energie, nu am atât de energie, am jucat un meci de LOL înainte,
și eram atât, atât, atât de mort și obosit. Da, nu știu ce să zic. Eram foarte obosit și chestii și nu prea aveam chef de nimica. Și i-am zis că, bă, revin, eu nu știu, vin noi pe la 2, că eram cu prieten care mă duc la mare. Și da, 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 chestii. Bun. Chestii de-astea neinteresante. Du-te, mă, bă, deci mă sună asta de la clubul de mături și că este în continuu. Bă, dar în continuu. Deci nu știu de ce trafă am făcut clubul ăla. Chiar nu știu. Bun, interes... ce mă interesează pe mine? Unde dracu găsești o mașină aia nouă? Că habar la mână. Hai să verificăm. Stai să facem noi Securo Servu. Bla, 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 Securo Serv. Așa. Hai să vedem. Cum, dacă avem un DJ nou, o face și un clip cu DJ-ul. Că nu știu, abia am intrat pe GTA. Da, avem un DJ nou. O să mergem să luăm și pe ăsta. Dar încolo. Ei, mă interesează mai mult unde e ăsta, acum unde găsesc nebunea aia de camion. Că habar nu, nu se știu. Mergem și noi, hai să vedem. Basement level 2, hai să vedem basement level 1. Aici erau toate alea modate. Cred că aici, deci nu sunt sigur. Cred că aici, deși nu sunt sigur. Chiar deloc. Ia să vedem. Let's see. Aici? Nope. Aici s-a stăt. Dar ăla mare unde e, nenicule? Că... Da, o să vedeți, mă. Bă, să vedeți voi băieți acum, nu căutăm. Te nu căutăm noi. Bă, de ne doare capul, vai. Pam, 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 să mai stăm și în loading-uri astea minunate, de altfel. Aici ar trebui să fie opres. Ok, habar n-am unde e. Hai să ieșim afară, îți spun eu dacă pot să-l chem, cred că pot să-l chem. Sper că pot să-l chem. Nu cred, sper, îmi doresc să pot să-l chem. Cum chem de altfel și avionul ăla de la facility și chestii. Aul, bine că a început să plouă, nu stai. Terror, băiți, nu chesti terror. Wakey, wakey, rise and shine. Uncle Davey's got something you are not gonna wanna miss. Some genuinely uplifting house and disco for the club. And played by a bloody Yank, no less. The fearsome goddess of dance, the Black Madonna, yeah? Yeah? Mă sună că poți să-l iau. Uite-l mai aici. Bun, eu în chestia asta cum intru? Sau cum? A side door. E ciudat, ok? E foarte ciudat. Cum? Something like this before. The cops usually run with an outdated version of this on their Maverick helicopters. Mine is a little more powerful. It allows you to scan other persons of interest in the area and see a detailed breakdown of their combat info and any other upload when we're running specific jobs too. Se mișcă foarte încet recordul ăsta. Cum îți zice? Ok, hai să intrăm înăuntru. Cred că trebuie să intru. Cum unde intru? Uite, uite. Ok, hai să intru înăuntru. Hey, oh, ok. I'm talking to you live from... You don't need to know where. This is your truck. A vehicle I designed and assembled. From the keyboards to the codes the systems run on. We should have everything in here we need to take down any score we want. Oh, ce mai ești chestia? You've got a specialized vehicle workshop. You can modify an Oppressor Mark II back there if you want to buy one. I mean, it's just a flying bike with twin machine guns, but I guess that's not everyone's bag. You just jump on the bike to modify or deploy it directly from the Terabyte. Your weapons workshop is over here. For the kinds of jobs I have planned, you're going to need some serious hardware. So it's for the best you got one.
The workshop will allow you to buy and upgrade a range of weaponry into superior Mark II variants. Or make them look pretty, if that's what you're into. Now, that big touchscreen in the center of the room is where you should really be looking. We'll QB everything we're doing from there. So, log on when you're ready, and I'll talk you through it. Okay, bun. Ah, ok. Bun. Chestia asta e tu, si dungeon. Asta zici că ar trebui să fie o dronă. Alte chestii pe aici? Bă, dar e mix pe acesta. Ai, ok, aici pot doar opresorul ăla să-l modifici. Hai să vedem dacă sunt ceva arme noi MK2 sau doar aceleași. Sunt aceleași. Aceleași arme, yeeey. Bun, aici zici că ar trebui să pot să modific ăla. De unde dracu l-am băgat? Întrebarea mea superioară. Exit the... Ok, abia asta e că-s curios. Astea-s... Ah, ok. I know that. Bă, vreau șosef. Ah, m-a băgat aici. Ai, bă, frate. E atât de ciudat. Deci ăsta să mă obișnuiesc cu camerul ăsta, habar n-am. Este că aici zice că avem o dronă. Chiar îs curios. A, cred că drona e aia mică. The drone. Okay, I'm proud of this little guy. Lord. They may be small and fragile, but they're super maneuverable and pack a punch. You've got a decent range on one from the truck, and you'll be able to shock people with the built-in stunner. Or if it's a kamikaze mission, the detonator should take someone out. Ok, e ciudată, dar interesantă. De ce e X4, stai? De asta e chiar un tip, e un tip aici. Cum mă las mai jos? Ce mai sus? Shift. Page down. Este page-a. Ah, ok, am înțeles. Zoom și rutul exit. Ok, interesant și cu drona asta. A rămas așa, mă. Ok. Bun, acum întrebarea mea este. Cum dracu fac? De unde, unde am băgat în cadoiul ăla? Habar n-am unde l-am băgat. Habar n-am unde am băgat motocicleta. Știu eu că parcă l-am băgat în nightclub. Dar nu știu, nu știu. Problema cea mare, că habar n-am unde. L-am cumpărat, adică ați văzut și voi. Ce mă enervează în ultima vreme, încetea tot plouă. Deci să-mi bag picioare dacă nu plouă în continuu în ultima vreme pe GTA. Hai să vedem. Băi, pe bune, nu știam că au băgat un garaj pentru ăsta. Ok, și aici o să trească să putem să modificăm. Și cred că o să mai bage ceva aici, nu știu de ce. Că pare așa că cam sec. Hai să le luăm, le luăm pe toate așa, ce să facem, că dacă nu știu unde l-am băgat. Sper că totuși nu am băgat în altceva și nu mi-am dat seama. Cred că l-am băgat în 3, dar nu era în 3. Dar nici aici nu e. Oaie, what the fuck? Pă bune, 3. Nu, l-am băgat în 2, stai. Că-s prost. Cred. Nu știu. Nici aici nu-i. What the fuck? Dacă în 2 sunt mașinile, înseamnă că unul e pe ăla și eu habar n-am unde-am băgat ăla. Și atunci v-am semnat că noi ne auzim în episodul următor. Da, hei, eu habar n-am unde-am băgat ăla. Ne auzim în episodul următor, o să-l găsesc eu și ne auzim în episodul următor. Ceau, bă, pa, pa.